Saltaremo. Salut, mă băieți, salut, salut, salut. Vreau de pute pe Catarina, nu, tu-ți dai seama cât ar dura? Enorm, enorm de mult. Bă, enorm de mult, cred că vreo 3 luni de jucat constant, dar... Na, wow. Nu, no, dar vreau să mă joc Catarina, vreau să-mi văd Catarina la modul cum vreau eu. Că mulți ar zice, da, stai mă că știi să joci deja, ai făcut videole. Nu știu să-mi bat linia, da, bine, asta e ok, adică trebuie doar să joc. O să-mi vedeți și voi cum, ce înseamnă să înveți un campion. De, stai doar și te joci, stai doar și joci și joci și joci și joci în continuu, în continuu și în continuu, știi? Se vedea Iurea microfonul? Nu. Ok, am crezut că se vedea Iurea microfonul. Hai, chiar așa. Oricum vreau să pun mai aproape de gură. Ce zic? Video cu X puncte pe Timo. M-am gândit la aia. Vor veni destul de multe videouri noi. Salut, mă băieți, salut. Nu uitați să dați un like și haideți să luăm așa ușor, ușor lumea. Din păcate la Flex suntem bronz, deci practic doar cine e silver sau iron poate să joace cu mine momentan. Atât de contul, n-am altul. Adică gen, celelalte conturi pe care le-am sunt deja platină și deja publicul s-ar reduce la gold minim, you know? Și majoritatea celor care sunt, care mă urmăresc sunt gold la solo duo. Și înseamnă că la flex, clar, e mult mai jos. Băi, nu știu, gen, părerea mea, nu începeți momentan să spamați, hai să așteptăm. Gen, părerea mea e așa. Mersi mult de sub. Unul la mână, vreau să-mi spuneți pe chat cu da și nu dacă s-aude ok, gen muzica e ok, adică e puțin mai voluminoasă și mă auzi și pe mine, nu? Nu e ok, nu? Așa, bun, zic așa. Nu trebuie să fii, prima dată ce înțeleg eu prin main. Main înțeleg jucând un campion cum am jucat eu Jack și Irelia și ajungând o divizie de la Diamond în sus, da? Și Diamond 4, poți să zici că e main, știi? Gen, da, știu, pe anul ăsta vă întrebam că mi se părea și mie un pic de tot mai încet, dar e ok, așa. Ideea următoarea, nu trebuie să joci un campion la modul să-l joc să am 10 milioane de puncte ca să pot să fac tot ce trebuie să știi despre campionul respectiv. Ceea ce fac eu în seria aia de videouri, pentru că am văzut că vă place foarte mult și ați vrut mai departe și o să continui. În fiecare săptămână va apărea un nou video din tot ce trebuie să știi despre X campionul, știi? E chestie doar de research. Ce v-am zis până acum despre Irelia și Jax era tot ce știam eu, bineînțeles. Dar, de exemplu, vom face, să zic, de pentru Catarina, nu zic care va fi următorul campion. Zic, de exemplu, Catarina. Foarte simplu, deja știu și eu ce trebuie. Foarte simplu, explicăm abilitățile, explicăm build-ul care se folosește cel mai mult acum, ne uitând pe statistici, runele pe care se folosește mai mult și cam aia e tot ce trebuie să știi despre campion. Mai departe, cum îl joci la mod de perfecție, depinde, rămâne la atitudinea voastră cât vă jucați, știi? Adică de asta mult înțelegeau, bă frate, tu și toți campionii, nu e chiar așa. Ca să știu ce face fiecare campion și să pot să explic într-un video pentru cineva care nu știe încă, un anumit combo, de exemplu pe Jax, faza că poți să dai două hituri pe minion, iar apoi cu Q să te folosești să sari pe inamic și să-i dai ultimul hit cu
cu pasiva de la ultimată, da, care la fiecare al treilea atac dă un damage suplimentar în plus, iar apoi să activezi W-ul. Poate mulți nu știau de schema aia, de tricola care te ajută să faci o mică diferență pe lane, știi? Au aflat de la mine că nu o să pase ei să facă chestia aia, nu e vina mea, știi? Sau că nu fac eu chestia de fiecare dată, e ceva ce știu și share-uiesc. Iar după aia dacă îl practici sau nu, e ce? De la latitudinea voastră, nu? Adică cred că am dreptate, știi? Nu trebuie să fii expert pe toți campionii ca să poți să știi ce face fiecare campion. De exemplu, eu știu ce face fiecare campion din joc, de ce? Pentru că în felul ăsta am apăr de fiecare campion din joc, de chestia aia. Plus că este un campion nou și te puțin el, nu vă așteptați la video sau ceva despre el, nu știu sigur. Nu știu dacă aș face sau nu, dar e... Deci am început să bag niște campioni ăștia Disney și mă sictiresc, serios. Adică... Yumi, pe bune. Da. În vreo rapida mă faci un tutorial pentru Evelyn, ceva în plus, nu știu. Mă, în plus, nu știu ce să zic despre Evelyn, pentru că... Gen, eu am arătat două meciuri în care m-am jucat, am explicat toate abilitățile la chestii. După aia contează petting-ul la jungle și chestii de genul și eu nu sunt main jungle, aia nu prea am ce să mai zic în plus, știi, despre Evelyn. Persoane să mai chem cu alți campioni, da, dar vor fi cel mai probabil pe Discord. Și încă mă gândesc la o chestie, nu știu, ori să înregistreze ei, ori ideea e că una e să-i, gen Dani, care deja e comun cu chestiile astea, să-l pun să filmeze la mine, una e să pun o persoană care să joacă LOL, e ok, dar nu e gen, cum să vă explic eu, e foarte diferit atunci când stai în fața la o cameră web și vorbești. E, nu e Gucci, nu? Și mulți se simt așa, frustrați, știi, adică gen, nu se simt ok. Mă gândesc să le iau câte un meci și să vorbesc eu peste el și el să explice cam ce a făcut în meciul ăla, cam așa văd eu chestia asta, cum arată un milion de puncte pe, știi? Cam așa văd eu să evolueze seria asta de videouri. Știi? Da, o să-mi dați nume pe chat și o să iau un nume random, dar mai așteptăm puțin să mai intre lumea. Până atunci dați și voi câte un like și mai stăm așa la un mic Q&A. Dar acum încolo când pornesc stream-ul, prin 15 minute, așa 10 minute, stăm și noi la un Q&A acolo, puțin de vorbă, până să strânge lumea ca lumea. Ok? Salut tuturor. Am văzut că a scris mai multă lume pe chat acolo. Salut, vă salut pe toți, băieți. Adică eu, gen, chiar dacă nu vă citesc numele, de exemplu, Dracul Cristian sau așa, nu știu, Cătălin, știi? Sau cine altcineva, eu v-am reținut numele la majoritatea care scrieți mereu, știi? Da, pot să pun un video, corect. Gen, să înregistrez pe el și să explice cam tot ce face, iar de meciul lui să încerc eu să editez și să pun fazele unde explică el, știi? Nu am vreo părere diferită pentru niciun jucător care e un main de un anumit campion. Atat timp când își face treaba cu el, știi? Notificare chiar și pe mail, în gemun, oh shit. Da, ăla 100%, ăla atat nu e nicio surpriză, o să vină video tot ce trebuie să știți pe Udyr, pentru că am zis, când un video cu nu știu câte puncte pe un campion depășește 2000 de vizualizări, vom face un video pe el. Câți live-uri? Destul de mult în seara asta și vreau de acum încolo live-uri din ce în ce mai multe. Am văzut, stai, Out, nu? Outclass, nu? Parcă așa, m-a sărit iar un comentariu, că aici acolo că-ți fac căuși pe Catalina, da. Mersi, frate. Ideea e că nu știu să joc gen matchup-ul, laning face-ul. După aia am ușor, dar e greu. De ce îmi doare rare când îmi rezistez contul de pe Q-ul? Am mai întâlnit mai mult cu eroarea asta, pentru că aplicația e încă în beta. Ideea următoarea, mulți au scăpat de eroare reinstalând aplicația. Au spus că vor să bage un asasin nou, am înțeles. Și aia o să fie Yumi, îmi bag pula dacă e ăla Yumi. Kalista nu pot să facem. Kalista e așa de underrated, adică chiar nu se merită, știi? Salutare, măi Andrei. Gen, chiar nu se merită Kalista și să faci chiar. Chiar că ești mai bun, adică de urcat, eu zic ca Isa. Bă, și eu dacă cauz pe main-ul meu, cel mai mare campion care m-am jucat. Cred că e ca Isa, asta să vedem noi. Gen. Nu, o fac. Sorry. Ok, stați așa că am făcut un misplay aici.
E Irelia, deci imaginați-vă că am 21 de meciuri cu Irelia și 18, 19 cu Kai'Sa, deci Kai'Sa e fix al doilea. Ionel, eu sunt main top. Doar că și main top am ajuns Diamond 2 și m-am menținut acolo și așa mai departe și am jucat la turnee și în echipă cam main top. Dar pe main mă joc ca de carry pentru că m-am enervat foarte tare. Dacă n-ai fost pe live mai de mult timp când am început să mă joc, am pierdut 7 promo-uri pentru promo de Diamond 2 atunci când a început sezonul, jucându-mă top. De ce? Imaginați că am pierdut meciuri în care aveam 0-0-0, deci vreo 3 meciuri, nu consecutiv, dar mi se pare că gen un meci așa, un meci așa, un meci așa și așa mai departe. Am pierdut cu 0-0-0 pentru că ADC-ul meu era inutil și pierdea prea grav linia, așa că mă juc ADC și am urcat master, așa. Dar linia mea principală, gen practic, este topă. Cu ce campion de jungle poți să-i dânsi rău? Cu orice campion, contează cum joci tu jungla, nu neapărat campionul. Da, dai-mi o trecă calistă, da, hai dreptate. Eu mie suport, hai să-mi ba pula. Aiurea. Ok, hai să-mi dați nume, să începem să ne și jucăm. Ok? Nu uitați să dați pe câte un like. Nu joci cu abonați? Poate abonați, nu. Cu ce campion a putea să-i dânsi rău? Gen, fiți atenți la întrebarea cu ce campion, băi, Faraon, dacă te joci om 3 zi acum, frate, că am dat pe unul cu același nume ca al tău, acolo. Da, bă, care să joacă om 3, dă și mie bani, gata, e fratele meu toată viața. Skill down. Numele cu gen, îmi pare rău pentru cei care au apostrof, căcat, dar nu pot să vă invit, pentru că gen... O să vă explic eu, bă. Aici e monitorul, da, și eu am monitorul secundar, dar monitorul secundar e legat la laptop. Și nu pot să dau copy-paste, nu? Și nu pot să vă invit. Salut, nu, salvo. Și live cu Bom 3 când... Bună, iubii. Bom 3, am făcut live, am canal secundar, dar nu prea intra nimeni, frate, eram 10 persoane și m-am simțit prost, adică gen, eram pe live 180 de persoane și am zis, bă, care intrăm la meeting, să moară băieții mei, știi câți au început să urle, vino frate, că mamă, că facem, că nu știu ce și na. Așa. Deși nu pui muzică normală ca mulți youtuberi care... Băi, ideea e următoarea. Da, dacă pui muzică normală, nu ți-ai strike. Gen, e așa. Poți să ți-ai strike, iar strike-ul ăla zbește în pulă canalul. La 3 știți foarte bine că se duce dracu. Dar poți să ți-ai claim-ul. Și sincer, eu monetizez absolut fiecare clip. De ce? Problema. Bani, e logic, nu? Adică, na. Și... Eu am zis din fiecare dată și probabil când o să ajung la 20.000 de subscriberi să arăt exact veniturile pe lună pe care o să-mi vină. Pentru că gen cu ajutorul vostru vin foarte multe colaborări și mă ajută enorm de mult chestia asta. Și credeți-mă, da, poți să trăiești din YouTube destul de ușor și la de-astea mici, așa, știi? Adică părerea mea că e super ok, știi? Și chestia asta minuscule ajută. Dacă vrei muzică normală, vere pe Streamcraft, ascult Manele, Florin, Salam non-stop. Să mor de temit. Sorry că sta așa chill, dar nu știu, am o stare așa, ok. Regatul roșu și canalul Etic mai fi Remetin 2. Aveți și linkul în descriere. Da, am făcut decât două live-uri acolo, dar nu prea a venit nimeni. O să mai zic, gen, sper să ne strângem peste 150 de persoane astăzi pe stream. Și o să mai zic încă o dată de canalul de Metin și asta și vedem câtă lume intră. Și dacă intră destul de multă lume, ok, fac și cu Metin. Deci. Ideea e că acum pe om 3 acolo, toată lumea farmează la căcaturi de aia de meti, într-adevăr face o grămadă de bani, toată lumea e o aglomerație imensă. Eu mă joc așa mai chill, adică cum să zic, separa toată lumea, nu cumpăr niciun item, nu vând niciun item, gen fac singur tot, știi? Îmi place, mă joc așa old school, nu? No? M-am jucat destul de mult rău în copilăria mea și îmi place, mă joc așa old school. Și de aia nu stau să bam meti sau căcaturi de genul, farmez în V1 ceva în genul acum. Da, exact, da, în V1 farmez momentan. No, șef, te așa puțin că... Nu știu sincer runele și chestii. Oh, shit, nu așa. Adică... Na, sincer mi-aș lua așa, nu? Joaca zero, ce dracu, mă, vrei să-mi rup capul aici de nervi?
Sandu Ciorbă, mori cu Sandu Ciorbă. Tu faci live pe StreamCraft. Nu cred că să fac caz, adică dacă o să vreți să stați, o să intrăm la meeting mai târziu. Ok, am dat drumul și la challenge, am activat și challenge-ul frumos. Fizz? No, ne jucăm doar Catarina. Cum? Într-un video, da. E nașpa mapa la roșii. Nu, pe deja am level 50 ceva, adică mă rog, 48. Nu mă mai schimb acum. Nu, îmi place mapa la roșii, ok. Că eu și pe om 3 la fel ca om 2. Da, doar cu upgrade-uri, gen. Adică tot PvM, hard tot. Tot stilul ăla. Da, e că nu se uită nimeni și dai seama că era așa să fac live pentru o persoană, știi? Ți-ai luat vreun skin de pe aplicație până acum? N-am bani, dar nu mi-am luat. N-am avut nevoie. În momentul în care o să fac, gen, strâng acolo punctele multe și în momentul în care o să fac vreun smurf, știi? Gen, la level 1 și așa mai departe și vreau să fac ceva challenge sau orice altceva, o să-mi iau atunci, știi, și îmi transfer. Dar până atunci, las așa. N-am nevoie. Cu seria cu X, s-ar putea să fie Darius. Darius sau Catarina. Depinde de Savu și de Mihai care vor primi. Îmi plac PvM ardurile. Și joacă mulți prieteni de mine. Mă doare fix în pulă de server. Câte puncte ai pe aplicație? 20.000 cred. Da, am văzut că foarte mulți main de Catarina joacă cu Conqueror, dar n-am înțeles niciodată, știi? Adică ideea e că Conqueror se activează după 5 secunde, dar tu dai un burst în vreo 2,5 secunde, care e rostul la Conqueror, adică, you know? O să încerc și pagina de rune, dar nu înțeleg cum te folosești de Conqueror ca lumea. Aia e, știi, dilema mea principală. Mamă, ce chill sunt astea, nu vi se pare că super ciudat față, adică nu știu, am fost nervos toată ziua și cred că mi-a cedat psihicul așa, gen, cred că s-a potolit așa tot corpul, știi? Deci aia Catarina a fulat de stai, vei resum, întâi s-o învăț și după aia mă joc de toate, întâi s-o învăț. Ce vrei să faci acum? Nu vreau să faci niciun skin, gen, stai în strâng acolo să fie. Și când o să fie ceva, să nu știu, vreau eu pe smurf skin la Catarina și nu am, sau apare alt skin, ceva în genul, mi-au până, știi? Pentru că am destul de multe skin-uri, pe main le-am pe toate și pe smurf aproape. Durarea pentru suport. Bună ideea, dar am deja planul de postări pentru cel puțin o lună. Pe care să faci propriu conflu, gen trebuie să dai Q, apoi faci semi-pop până la 5 stack-uri, aha. Înțeles. A, nu, mă joc ori la Electro, ori la Dark Harvest, dar le mai schimb așa din când în când. De câte ori ai vrut să învăț Catarina? De multe ori. Mi-a plăcut enorm campion, adică gen, din punct de vedere mechanics, gen, na, jucând pula mea Irelia, Riven și chestii de genul, n-am treabă. Dar nu știu match-up-urile, mă, asta m-a lăsat pe mine așa mult în spate, știi? Nu pe aici am pus deja ce, cum poți să iau un skin, cât de bine trebuie să joci. Trebuie doar să joci mult. Așa, stai puțin că vreau să mai răspund la câteva întrebări. Ați spus cu skin-uri free, e legit și free? Da, o iei și doar te joci și e legită pentru că în aplicație am arătat în video, da, gen dai la mine pe canal și ai pe prima pagină video sau semne exclamări skin-uri. Este un cod pe care îl blagi în client, este în colaborare cu Riot, da, ca să nu-ți iei bani, e legit aplicația. Aolo, am văzut acolo că scria unul că, bă, vedeți că vă minează în PC sau de-astea, hai să vă lămuresc cu chestia cu minatul și căcaturi de genul. Gen, aplicația își face bani pentru că dacă ați observat voi, uite, gen, aici mai jos, așa, pe aici pe jos, vă apare o reclamă, dân banii aia, dân chestia aia își face aplicația banii. Plus, când dacă un calculator îți bagă cineva vreun hack și îți minează, calculatorul tău o să stea la 100%, nu mai poți mai face. Imaginați că eu fac streaming
Da, în clipa asta fac stream, ascult muzică pe YouTube, care Chrome-ul costumă destul de mult și e procesorul la... E procesorul la 9%. Trebuia să fie la 100% și placa video la fel și placa video la 54%. Și de acum e... Bă, vorbim mai căcatul, mă. Dați seama, unii care n-au văzut în viața lui vreo riglă de minat... Riglă, doamne, ai înțeles pe ideea. Life key. Na, bine. Yeah, te fac. Ah, come on. Da, e AFK, o să fie remake. Probabil o să dau din nou următorul meci tot cu băieții ăștia. Termină, Savu, nu mai fi cu meu. Vezi că o să te contactez pe Discord, Savu. O să am o propunere pentru tine, ok? A, la fel, poate să duce vestea, dacă e pe aici, că mai sunt din când în când. Oh, shit. Așa, că mai sunt din când, dacă sunteți pe aici jucător de Diamond Plus sau Master sau Challenger sau Grandmaster, care sunteți OTP sau în general aveți unul sau două main-uri, gen m-am gândit, dacă de exemplu, uite, îl iau pe Savu și o să facem chestia cum arată 1.000.000 de puncte pe Catarina și vei face cu el un video, bineînțeles că veți primi reward, adică logică, dacă faci stream sau chestii, o să spun la lume de voi, în caz vrea să uite, adică n-am nicio problemă de asta. Puteți să câștigați și voi și noi, știi? Da, e remake, nu? Na, așa. Nu, mie mi se pare mult mai broken asta. Da, e aiurea, că nu e sincer pe mine, fix mă doare în cur dacă câștigăm sau pierdem, bine. Na, vreau să câștigăm pentru că mă joc cu abonații mei și să nu piardă nimeni, știi? Dar vreau să mă joc versus mai multe meci apoi. Matief a venit, dar o să fie super mega safe și sincer nu o să aibă absolut nicio rol. Să mă bag cu el. Da, mamă, serios, da, om pula mea de treabă. Așa, oricum nu vreau să mă concentrez la primul meci, vreau să vorbesc mai mult cu voi. Că văd că e interactiv și atunci îmi place. Așa, non-cancer. Place. Ne place, place, place. S-a mort. Nu. I-am dat gen Ignite-ul să-i mișorez healing-ul, dar n-a fost suficient. N-ai du-te, mă, ce. Ce-a probabil și meciul ăsta o să fac roamări. Pentru că nu merge așa. Am tuși două pe bot, ce au jungla Ramos, ok, Ramos e top, băi. Mă enervează mult Lux. Mă, cu skin-ul ăla, nu știu, mi se, gen Q-ul la Lux, cu skin-ul ăla mi se pare foarte ciudat. Și mă enervează la cum așa. Nu, serios? Award. Ia, ce pula. Mai câte adu. Mai pușați. De-aia că am văzut și mai multe build-uri în care ții 3 dagger-e și... Îl iei și păratul 20 cu Nasus. Oh, da. Ți-ai făcut și șamancă pe om sau da normal, auzi. Auzi. A luat un prieten bani și acum joc PUBG. Bă, nașpa. Deci rămâne bune pe Yasuo. U.GG, uite-te la pro player în mare parte. Da și că vei câte un like, băieți. Ajungem și noi la 100 de like-uri. Stai așa că n-am vrut să pierd nici. Dacă îmi bag pula, mă, așa. Pierd doar unul. E ok. Ideea e că dacă TF a fost AFK, nu are rost să
stau să pierzi CS sau chestii, da. Dacă ăștia o să continue acolo, mamă, ce bine ar fi. Dar nu continuă. Am încercat să țin... am încercat să țin ultima ta la maxi, dacă a văzut că Ramu stătea în ea. Ok, ok. Thank you, I got this. Ce problemă? Free gold. Da, asta până urmă regenera complet, dar poate... Ok. Iar pe Alecu cu ei. Aolo, Sorin, ai văzut la Andy? Nu e, frate, că deja face Andy și nu vreau să... Bă, da! Pula mea, mă! Nu mai trebuie. Adevăr. Nu mai cutează. Cred că puteam să sar pe el, adică cred că am damage suficient. De mare. De bune? Nu. No. De-aia e gol Caldora, te fute mult de tot. În gol Caldora, mă fute rău tot, dacă reușise să mi-l dai, e super aia. Nu, ok. Chiar am crezut că mă pun de tot. Ok. Asta ce, să-mi duc atenția foarte mult pe botlane. Oricum, în general, sunt obișnuit de la care își fac foarte multe roamuri. Doar că, din păcate, unele sunt inutile. Dacă niște roamuri inutile... Deci, genul ăsta n-am pierdut foarte mult timp. Uite aici. Asta nu pierdem mult timp, nu pierdem. Ok. Trebuie să mai stau puțin. Am dat QI-urile, da? E ok. Uiii, ce s-a dus. Bravo, Dani. Ești ok, Kai, nu? Ai, cred că-l bate. O bate, dacă nu-mi dea fie. Cred că trebuia să-mi iau refire potion-ul, că eu e principal de mana, de gold, astea. Mai sunt persoane de oameni. Ce greu campion. Doar, nu, am avut noroc doar că l-am bătut pe ăsta. Gen pe lane, aia e ideea. Ideea e că campionul Catalina în sine nu este foarte greu. Ce face foarte greu, gen ce face diferența între un jucător bun și un jucător prost, reseturile pe care ți le iei în fight-uri și match-up-urile. Pentru că nu ți iei gold așa din bază, știi? Adică gen ăsta deja, dacă dau așa în el. Mai apocalipă țin cu zonie. Dar gen gata, adică gen tier din clipa asta e gata. Dar ca să ajungi așa. Bine, în cazul meu a fost asta FK și am avut niște faze cu ăsta, cu Ramos. Dar gen ca să ajungi așa, bă, trebuie să știi, uite, gen eu așa vreau să ajung. În orice matchup să am gen farm ăsta, gen ăsta. Gen orice matchup de aici din diviziile astea, din gold, silver, da? Așa îmi imaginez că nu o să pot să am fiecare meci. Că există, dar suișe și coborâșe, nu e Dumnezeu. Aolo, bă, Edi, nu mai spama atâta tot. E fan, dar nu mai spama, că mi se uită toate comentariile în sus. Nu pot să te cred. Nu, n-am apucat. Are. E ok. Na, dacă dă de aia eu, ce bine era. Nu moare oricum.
a fost destul de close. Și am putut acolo. Mă băieți, nu uitați, dați și voi câte un like. Vă pup. Ok? Ajută enorm de mult. Ajută enorm de mult pentru live-uri. S-a dus norocul pe toată viața cu faza aia, să mor. Să mor. Un kill pe minut. Ai, să-mi bapă la adevărat. Dar nu e, na. Nu e așa în fiecare meci, aia e chestia. Așa, gen, după ce sunt fidat, gen... Mulți ai zice, da mă, și eu știu, gen, după ce sunt fidat, știu ce trebuie să fac cu ea. Dar după aia mulți ai zice, sincer, unii, adică nu, mulți, dacă sunt doar ei fidați, sunt carry echipei, ei nu știu ce să facă cu acel campion. Și după aia... It's not buena, you know? Pentru că după aia se fidează restul și cam aia e. Na, s-a dus să moară băieții mei, Speedy Gonzalez. Unde e, mă? Bă. Ha, mă, duceți-vă, dați acolo pe ea. Mă dau în pula mea. Ha. Doamne, ce e aici? What? Draven? What? S-a mortu ca așa deja acolo. Ok, nervoază. Mai tu și-mi. Serios. My God, ce bait-ul. Spurcat are. Ce bait spurcat i-a dat. Panelul pentru asta. Schia. Așa. Da, mă, India m-am auzit. Oh, că mi s-a dus hype-ul cu metina, adică îmi pare să mă joc, dar gata. Mamă, săracul Jax, e singur om din echipă care se poate, să pot face kill-e. Toată mea am sucit pe el. Mai bine că nici nu m-am ducea de pe top lane, dar e greu versus Darius, sau mai bine. Wait a minute. S-a pierd aici. Da, o te văd. Așa. Dacă sunt și rău, dacă... Da, mă, doar un meci. Uite-te la far. Capă. Nu, de ce mă n-ai așteptat? Mersi unde sap. Bă, puu.
Adevărat, mersi mult de sub. Apreciez băieți. Fiecare like, fiecare sub. Pe bune. Cordalis, what? Darius e singurul care a făcut ceva în echipa lor și cred Cordalis. What? What the world? Maa, bun. Nu, 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 nu. Nu, 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 nu. Nu, 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 nu. Nu, 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 nu. Oh fuck, cred că aici am murit. Yeah, am murit. Aici am murit. N-am ce să fac. Report Catalina trolling. Da, dar deja se arată că cine a fi la Catalina. Da, așa-i mereu, așa-i mereu. Ediții, gane, gata. Gen... Nu înțelege, gen... Trenii, roast-urile, așa, ho, gata, păi ce problemele, să stau să... Mă la apă, că e putere de epic chiar dacă mă ajuți. Din când în când, că am putere nervii mereu și e prost. Aia am probleme, dau... modul altul și faci treabă. Da, da, lol, ci, da, ci, adică gen până acum a fost totul clean și după aia, ia, hai să vedem pe ce loc suntem, aute-mă. Bă, cu Catalina am faci super ușor astea de max kill-uri, de-aia sunt mai main Catalina până în primele locuri la mine, mă, în club. Adică gen faci super ușor. De-astea. Of. Nu că vin acum. Așa încă se bate aici, adică gen, bătaie general, nici nu pot să le explic exact ce e. Adică gen, chiar nu pot să explic ce pula mea se întâmplă în legea asta. A fost așa un fiesta total. Spicy. Oh shit. Măr. Așa. Shit. Nu, what? What? Stai, ce? Nu, gen, gen, mi-am dat eu lângă, nu mai puteam. Nu știu ce fula mea, gen, mi-am dat, am vrut să-mi dau eu, am văzut că de Q și am vrut să dau așa în lateral, dar nu, tot m-a prins. Asta era. Fiul după te muți pe StreamCraft? Nu, o să fac full integral pe YouTube, vedem câte persoane o să intre atunci. Nu mai vreau să mai fac deloc pe StreamCraft astăzi și o să vreau să văd câte persoane stau aici pe... pe YouTube și câte persoane o să intre. Adică gen în 4 ore de stream câte persoane. După aia o să mă bag la Metin și dacă vor fi destul de persoane pe live în care o să zică bă, fă live cu Metin, pentru că gen am un canal secundar. Ok, dacă nu, pula mea, că gen am mai zis și erau 10 persoane. Și din alea 10, gen 5 eram sau 6 de ăștia de noștri care oricum jucam. Ai, 96 de like-uri, încă puțin fac 5100 în primul meci, super bă, n-am mai făcut așa de mult timp. Eu după asta țin evidența, gen, după, gen, meciul 3, meciul 4, meciul 5, așa mai departe, câte like-uri și chestii sunt și practic v-am zis. E super aiurea să stai să le amintești la lume, dă like, dă like, dă like, dă like, dă like, mai puțin zici că, gen, sub pula că dai like.
Da, uite, știu că fără bridge, adică gen fără feedback de la comunitate, da? Cum e, sunt like-urile și dislike-urile. Livestream-ul nu urcă, nu contează câte persoane sunt, dacă nu sunt like-uri și dislike-uri. Înțelegeți? Knock, man. E enervant a fost. Aveam, stau că aveam zonia. Am uitat că mi-am luat zonia, să mor. Deci în minutul 22 nu mai așteptam să am zonia și toate astea. Sunt prea în față cu itemele și am și uitat. Ups. Vina mea, asta a fost vina mea că a vorit. Asta a fost vina. 100 de like, vă pup. Mersi mult și la cine s-a abonat, mersi mult. Adevărat, merge canalul super blană. Nu uitați să intrați pe club dacă vreți să vă înscrieți cu noi în competiția de cine face cele mai multe kill-uri. Și bineînțeles, în fiecare săptămână va fi giveaway dacă vom fi pe 1, 2 sau 3. Cu 5 sau 10 euro pe safeguard. Persoana care a câștigat săptămâna trecută încă nu m-a contactat încă. Când voi alege câștigătorul pentru săptămâna asta, voi mai zice încă o dată, sper să vad acolo. Și na. Ideea următoare, adică pentru cei care câștigă sau cei care au șansă să câștige și gen care vor să câștige, premii legend la giveaway, o să fac un giveaway în fiecare săptămână dacă suntem pe 1, 2 sau 3. Dar premiul în sine o să vi-l dau și eu mereu la începutul fiecarei luni, ca atunci când primesc eu bonusul, știi? Pentru că eu mai zic că primesc un bonus și de bonusul ăla vă dau vouă. Na, mă, bateți-vă bără. Proșii ăștia chiar aveau ceva șanse, adică chiar putea să ne pună probleme mari cu Darius și restul. Ok. Doamne, cum e Twitch. Bye bye, facem și puțin BM. Mai luăm încă un kill, ce pula mea. Doamne, 28 de kill, 24 de minute. Ah, my god. Stai linsit, o să luăm locul, mă, nu-te. Doamne, ăștia, bă, whited. Te pup, frate. Adevărat, tu cu... cine mai e, mă? Tara, Plach, mai sunt câțiva acolo. Care țin clubul super blan, oricum toți contribuiți, dar gen, știi? Cine se dăm? Nu știu cine se dăm, nu știu cine se dăm, un cain. Toți au fost ok, adică n-am nimic cu nimeni. Am promovat în bronz 2! Yay! Spam pe chat, mega hype, am intrat în bronz 2, wow! Da, am văzut, uite, da, să mor, să mor. Ok, hai să luăm următorii oameni. Am legat lul, pog, am intrat bronz 2, wow. Bă, nu știu să mă bag și eu în club, faci cum vrei, măi, sau nu știi să te bani. Oh, nice ultra, bravo frate, bravo, bravo, hai, dați nume pe chat. You are Zeus, Z, Ștefan, Z, 0, 9, Matirei, Zeus, Noroan, 2, 4, gata, ăștia stă, mereu bani, îți băiau random, știi? Da, pe asta vreau să zic, știi? Deci, gata, challenge-ul. Forță. 56 scor, nu mă depășește nimeni, nici ne pun la cap, Doamne ferește. Și de honor, te pup.
Bă, aia skill downs, dai mă niște, mă. Am Roman. Oh, shit, a rămas cu suport, mamă, deci cel mai nașpa să simte persoana care intră ultima, știi că trebuie să aleagă suport. Dar dacă te mai puteai juca, după următorul meci, dar gen, oricum eu voiau random așa ce, ce văd, știi? Îți dai seama, nu iau ce am văzut ultimul meci, atâta tot. Nu iau ce am văzut ultimul meci. După aia, gata, oricum, uit, știi? Pe ești tu silver sau bronze, băi, Alex la flex. Nu vreau să mă joc solo două astăzi. Nu poți să te joci kata, n-ai voie. Este rezervată de către adevăratul meu inascuns. Înțelegi, domnule? Ce-i pula mea bană nu-i? Nu știu, bani, zari. Mie nu-mi place, eu nu orice ai juca, nu-mi place campionul ăla. Nu-mi place nicio culoare cu aia. Nicio culoare. Mai fie și main ăla să joace, ba, și pula. Așa, ia să vedem, ia să încercăm pagina de unde, deși... Conqueror, Triumph, Tenacity, Group de Grace, da? Și a doua, a, dominește Taste of Blood cu Ravenous Hunter, nu? Bine, boss. Ia, boss. Așa, sper să am Nasus mid iar. Ei. Chiar sper să am Nasus mid. Că își confirm. Da. Come on. Come on, baby. Come on, baby. Ce până la mea am un con mid? Guys? Guys? Ce dracu e mid? Nice, mersi mult, bine ai venit frate Cringe Destroyer. Da, vezi ce să-mi, cred că îmi iau AD, nu? Adică gen... Da, cred că sunt versus cu Kong sau Aatrox. Că gen merge și Aatrox junglă și Kong junglă, știi? Adică gen Aatrox sau Kong, depinde. Deci stai, fac Gunblade, Dead Dance. Ok. Și but și tot aia normal. Ok, o să vedem cum funcționează. Let's go. Na, ia trec nici până la. Oh, ramă de Challenger pe Alex Metal. Let's go. Vreau să mă desa, bine venit frate, pupii. Kauro, ia să vedem. Aia nu era un challenger? De morg, coniță, whatever. Poate din aia asta. Nu, Master a fost. Eram de Master. A fost sezonul 7, Diamond, Diamond. A vândut contul. Ai, a vândut contul. Nu? Adică uitați-vă și voi, gen. Și joacă la Elo de Silver 3, Silver 4, Silver. Bine, ai mine joacă ok, adică a avut ace în fiecare mea, dar totuși Silver 4, 3-13 la Silver 4, acum două zile. Silver 2 la fel, aia, nu, ai clar că a vândut contul.
În contul ăsta a fost diamond, deci a fost master contul, după aia diamond 3, diamond 5 și acum e pula mea, joacă la elo de bronz. Elo de gold suntem, whatever, silver, gold. Na, e clar că a vândut contul. Nu, nu ești așa cât o edi. Salut, salut, frate. Ce căcat. N-a genit să te iai, că-i logic. Am bună contul, că altfel nu... Nu poți, adică gen, n-ai meciul proase, dar... Ești chiar așa. Deci, poate să-mi explice un mate de Katarina de ce se joacă cu Conqueror? Eu nu folosesc aplicația aia. E alegerea ta. Nu te obligă nimeni. Eu nu știu să folosesc. Scuze, sunt obosit, sunt handicapat, sorry. Nu știi să folosești? Am un video direct pe canal, mare chestie. Și poți să întrebi lumea, știi? Deci cum funcționează? Pe mine mă interesează cum funcționează. Deci pe mine îi dau Q, iar după aia mai aștept până să fac trade. Salut, mă, băieți. Salut, frate. O tare, frate. Așa, ok, cea, deci care e faza? Îi dau Q și aștept să... Stai, cum merge Conquerorul? Eu jucându-mă Jack și Irelia, e cam același shit, cât când mă bag cu ea se activează, da? Merge Conquerorul cu Kata. Da, da, da. Hai, stați-mă așa, băieți, că opresc muzica ca să vă au și pe voi. Când i-am dat Q pe deja te activează și mai stau puțin și după, mă, nu? Înțeles? Hai să vedem cum merge. Faza cu Conqueror. Tu ești, mă. Ia să vedem. Da-mă acolo. Da, hai să mai iau. Ok, s-a pus un stack, am înțeles. Poate, aici arată mine. What? Ciudat e hitbox-ul ăla. Hai să, hai să, cu treabă pentru mine. Așa. Așa. Stai ce, frate. Fuck. Nu, no, lasă-l dacă... Aolo, ce până ele, lasă-l. Îți vine și Aatrox. Bossule, te bat ăștia. Am dat un Aatrox pe cât am pus. Da-o, frate. Ce ai făcut, Veri? Să sper să te fută Valeriu în somn. Bă, oare pentru ua? Doi crag? E unul pădure. Gata, așa mă, ce atâtea asta am văzut eu. Am văzut eu la Cathy Wolf, că și-a 3 degare. După aia își face totul. Gata, o facem așa. Am 104 AD.
Da, am văzut că m-a încărcat foarte mult, m-a reginat foarte mult controlul acolo. What? Am puțin lag. Nu, am lag. What? Stai. Da, nu crește MS-ul. Nu înțeleg. Da, ăla Eddy. Eddy 20 pe mid. Ok, acum să înțeleg că îmi iau ăsta, da? X-Tech-ul. Că așa am văzut că gen ceva în genul și la. Iar apoi îmi termin astea, am două de astea, iar după aia cu ăsta mă duc frumos aici. Unde e, mă? Bă, bai. Mă duc frumos aici și am de aici, gen. Interesant Conqueror, ce pot să zic. Total healing 180. Nu am healing cine știe ce. Dărâture. Avem mai multe pe aici. Nu pot să vin și vine și Aatrox. Hai că stai aici. Uite aici, frate. Da. Bate-te. Nu, timpul la mea. Cam, sper să pot? Da. Hai, apolo. N-am jucat niciodată cu Conqueror cu Katarina. Niciodată. Mi se pare super blană. Dar destul de mici cu abilități. Da. What the fuck, am atac eu. No, avem și-l cont. Jet, mă. Băi, de pe bot, dintr-o bot. Uite un combo bun, EWQ-ul. Păi asta fac mereu. Bravo, man. Cu combo pe Katarina n-am treabă. Ok, Wukong aici, n-ai 6. Vezi că vine în jos, Wukong. Ori încearcă să mă gangheze pe mine, ori vine jos. Vezi că ai o urmă. Mă duc bază că la o să cânt sus sutra asta. Vezi că vine Wukong la tine acum. La mine? Yep. No, come on. O să aștept 20 gold în bază. Bă, Eddy, lasă-l pe outclass. Lasă-l, că e ok. Dacă e un link de la o poză, nu ai nimic, știi? Da, trebuia să-l iau refillable. Dar mereu îi se iau refillable pe Kata. Hai,
sau are red, are red. Are red. Are cere, are cere. Vorbiți de bine. Nu. Ia, 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 din atras. Ah. Come on. Nu merge. Eram sigur că se activează ultima ta, dar asta n-a stat. Că azi dai doar Q, nu trebuia să dai... Sau frate! Ok, Wukong în spate. Te dai pe Wukong. Aaa, frate, ești ăsta. Ești mare zi. Frate, aaa. Unde-i bără? N-am înțeles. Hai, vreți. Dacă mi-i trage, ce zici eu? Bravo, ăla-i tot. A, că e bine. Mă da, să-i dracu, mai ușor, că cred așa că e smurf. Serios, ce cu ei? Adică, dă-l dracu. Te-ai pus pe aerul ăla, este? Dă-le și lor o șansă. Mă lasă dracu aerul ăla în pace, bă. Cum poți să joci meci viitor? Trebuie doar să ai bulan să-ți văd eu numele și să te aleg. Eu aș alege pe toată lumea, știi? Adică... Vin pe top. Nu mai are uta, nu? Eli, încep să fie cancer, îți dau bani. Ba, plomul de atortul. Te pup, frate, mersi. Ah. Meci trecut a fost mult mai blană. Aveam kill pe mine, da. Ia, ce zici, frate? Ia. Nu trebuie să o ardu, frate? Nu, uite, n-aveam rău, nu vrea să mă urc. Imaginați-vă că Wukong grafic a fost master, e clar cont vândut. Da, aia am rătat minimul. Wukong a fost master. Nu de mă toți. A picat. Și ăsta s-a usat AFK, mă. Bă, ce toți midlanerii mei s-au luat AFK, mă. Sau stau AFK. I-am văzut cu compera. Da, le-am devastat. Vă, în gură. Ha, că e bine. Da, ok. Da, e interesant asta. Interesant conquerorul. Te uiți la final, cât damage ai dat cu el? Nu, mă interesează mult de healing pe mine. Înțelegi? Au, shit, am dat prea târziu.
Cred că poate să mă bată. Oh shit, nu. Da, pare merge concurent pe Catalina. Vei concurent, vei heal ea în potări ca Sager. Ce e Edi, stai așa? Dacă promis că nu mai ești cancer, da, Edi. Salutare. Ia uite, mare, revenit ăsta. Hai, Blitz. Da, mă, dați acolo, de mă, Tristana. Don't be pussy. Ăla-i tati. Aolo. Cum ai faci de aia pe stream? Că nu, o stau decât pe YouTube acum. Vreau să văd câte lume intră pe YouTube. Auzi pe cineva. Am schimbat și eu word-ul cam greu, da? Mer. N-au băi, nu uitați, dați câte un like, mă ajută mult. Vă pup. Salut, mă vedi. N-apară din compa. Bine, poate de-aia eu, dar e foarte bun. Hai că-i dăm și noi la pasica. Cine ia, că eu nu iau. Nu, iau, că uit cam Herald. Nu, mă. Vai. Am zis că-i fac eu schemă, dar n-a mers. Da-ți acolo. Hai, sunt tankați, nu vă rog. Eu ce să mă duc tank, da. Greu. Altă mea. Oh, shit. What? De ce încă m-a aruncat? Am crezut că s-a terminat ultimata. Nu. No. Ce căcat. Aia, sorry. Am crezut că s-a terminat ultimata. Doamne. Da, aia a fost... mi-am dat singur outplay. Ați înțeles ce am vrut eu să fac acolo, da. Ala a fost int. Spam cu el nou, bă, ce atunci, mă. Da, mai joc mai multe meciuri. Vreau să facem un live de la mai lung. Ce, poate strângem multă lume și poate dacă fac live cu Meti nu o să intre cineva. Da, mă, dă mai joc. Am zis că fac live mai lung acum. Mă bate mă de dacă nu fac live mult. Leagă de calorică. Ia este. Ce ies? Ne, mai putea. Puteam să dau aia pe minion, dar... Prea cineva, buff, ceva, haide. Avem de toate. Avem. Hai și pe asta. Hai și pe al lane. Hai, faci mi-i tragi pe careva. Please do your job. Pe oricine, bossule. Ia uite-l. Mama, hai că te-ai dus. Hai că te-ai dus dacă e.
Mamă, deci Melee Reigns s-a dus după ăla, mă, ești nebun ca să ca să fie sigur că băi, că ăsta nu ratez. Hai, hai. Hai cu Q, hai cu Q, hai cu Q. Hai cu Q. Hai, frate. Stai așa? Stai așa? Ia uite, ia uite, ia uite. Oh, voilà. Să mor. Bă. Bă, te mă că aolo, ce făceam, mă, apăsam pe 1, 2, 3, 4, 9 de WQ și nu înțelegeam ce pula mea, nu pot să dau abilități. Doamne, eu te-am făcut la quadra, bă, vedeți că ne bate în asus. Bă, să fie ce apăsa băiatul vostru, mă, pe 1, 2, 3. Și nu înțelegeam ce pula mea se întâmplă că nu dau nu mai mergea campionul. Ai crezut că ești prometin, frate. Nu, apăsam așa, gen, fix între Q, Q, W, E, R și între balea, între 1, 2, 3, 4. Adică între butoane. Da, fix între butoane și ba s-a apăsat abilitate, ba s-a apăsat 2, ba s-a apăsat abilitate. A, uite. Gata, hai să jucăm serios, că ne bate nasul pe toți. Da, am văzut, el își ia Tormail versus Katarina. Hai, 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 stage pe unul blitz, stage pe unul blitz, nu te grăbi, nu te grăbi. Hai că nu te-ai grăbi dacă e. Hai, hai, hai. Trebuia să-l prinzi, așa. Bravo. Bă, eu l-am prins, dar... Hai, te mori, că... Mă, lasă-mă. Bă, bă, dați mă, bă, bă, dați mă și voi damage, bă, băieți. Atac, nu, ca. Vine, mă. Nu, nu, nu fac live de paște, nu o să plec, la părinții lui Modrina de paște. O să apară, o să apară video. O, a prins pe cineva, respect. Ok, am oprit acum, genii nu mă aud aici în joc. Nu râdeți de vocea la băiatul pe care l-a auzit aici la Ștefanel. El are niște probleme de sănătate, gen. Nu râdeți, vă rog frumos. Ok, gen, na, nu e. Hai să nu mai. M-am mâncat în gură. Ia stai așa. Oh. N-are hai să-mi bag pula, n-are pe dracu, aia mă interesează pe mine. Bă, a stacat super mult, nu. Are 500 de stack-uri, for fuck's sake. Trebuie să veniți să-mi stați tank, altfel e jale. E bate razul 20. Râdeți voi, dar nu e râsul vostru. Da, bine mă, că acum doar la ultima dată. Vezi, de la ultima dată era cool de-a început, pula mea se întâmplă. Dacă mă bază, că am voidu în bază. Aici, aici, ucom, ucom, ucom. Îl miros. Uite, ia banane. Hai, vedeți, vedeți, vedeți. Încercați să nu vă bateți fără mine, care am 50% din chiarul echipei. Mulțumesc. Gata, acum am venit. E ok, acum am venit, acum am venit. Da, go, 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 go. Go, că-mi ba pula într-un câine mor și le bag în cur. Dă-i, dă-i, dă-i pe ei. Da, deci el de nu-i. Ce bubătă asta mai multă? Da, așa că... Am dat acolo, am tankat când am putut. Hai cu baronul. Da. Ce pula mea o să tankezi? Multă baftă, multă baftă. Bă. A, primul l-a luat, trebuie al doilea al nostru. Dacă vrei să mă dacă muritem de la napul ăla. Cu ce poate? Mă fac cu ta? Păi nu, că mă duc eu. Da, bani, frate. Greu, frate, la bancă.
Doamne ferește. Va trebui și asta. Nu știu, probabil. Dar gen clickbait înseamnă să pun ceva ce nu există în video. Și niciodată am pus ceva ce nu există în video. Ceva ce atrage e altceva. E altceva. Se numește Candy Candy thumbnail, ceva în gen, adică gen, știi, acadea e nou, că e, arată ok. Hai, nu, ba da, ba da, bă, taie, dacă murim mai ai. Alo, Andy, ce faci? Nu! Pleca, nu, nu, bă, 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 nu așa, 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 așa. Hai, 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 păi, go, go! I-a făcut Andy, căuși. Doamne, ferește. Mama, nu mai știam ce pula mea s-a pus acolo. Da, ok. Acum cu infernalul măcar pot să fie. Da, nu pot. Sasă, ce să dau? Da, nu cred că putem 10 secunde, mă, să dăm noi. Ce aici, nebun la cap. Da, zi mai repede infernal. Na, na, n-ai 5-6 secunde, n-ai. A, ăla a fost la memo, ăla a fost la memo. Că gen ce ziceam noi pe acolo, că da, ăla a fost Dar nu, a scris și în titlu, și în titlu era killbait, știi? Se merită să-mi văd nimic de... Da, și pula, și coaiele, și curul, și tot. Păstrează-ți doar fârcurile, știi? Să ai așa niște sfârcuri, niște sfoară, atinate de cap. Ăla ești. Hai, hai că n-a sus noi aici. Dacă trage clipi de oricare. N-am, asta că n-am, bă, ce prost sunt, bă, n-am zonia. What the fuck. De ce nu mi-a zis, mă, ce, nici n-am văzut. Că n-aveam zonia. Ce tântălău s-am fost. Ai, nu, gata, pa, pa, că fără fiuri nu face nimic aici. A, băgați viteză, băgați viteză, băieții. Trage și voi de timp, 20 de secunde, să nu fac ei praf. Mă duc în spate la Doamne, ce am făcut acolo. Terminat. Scrieți hashtag Paradu20, da? Ești pregătit pentru smite-ul meu? Stai, mă, că acum ajung, 9 secunde, mai țineți puțin de vorbă. Mai întrebați de cum n-ați de astea. Dar nu muri, nu muri, nu muri, Blizz, doar. Gata, fugiți, da, dați-vă tot. Hey guys, how are you to do? Gata, mă. Fiți atenți. Vezi că nu fac? V-am zis să așa. Acum s-au gândit ce le-am zis. Și aia acum mergem. Ia uite, gata, ți-ai zis că nu fac? Așa, bravo, 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 bravo. Bravo, mari oameni, mari oameni. Bravo, bravo. Deștepți, inteligenți. Aveți atâta inteligență voi că sunteți foarte proști. Da, dacă, dacă nu te bag, Yuri veneau la baron. Da, asta așteptam. Da, stai, eu ce trău? Noo. No, nu știu. No, cred că nu puteam să le fac nimic, boss. No, hai, veniți cu hai, veniți cu și blizi toată lumea. A, a sărit, a sărit oare? Na. Da, s-a avut adevărat. Hai, veniți, vă rog. Putea să încerc eu să fur baron. Hai, da, băl! Uitați, bă, acolo! Nu pot! Pula mea! N-am putut să fac nimic! Băga mai ești pula în Catalina mea. Nu putem, bă, să-i batem. Hai să facem, băiții.
Nu pot, nu pot să car încă campionat, adică gen dacă nu e ok, toată echipa n-am. N-am aici. N-ai să te refamă, băiți, salut Diez, atât 20. Da, mă, n-am, gen, asta înseamnă că, nu, no, nu, no, nu știu, gen, de bazez pe mine, ce pula mea să fac? Adică, gen, e combo, super spurcat și nu știu, o să mă bag, adică, gen, da, ideea e că n-am primit nici pil, adică, gen, trebuie să mă bag singur, să-i bat singur, adică e greu. Ok, ia să vedem. Poate acum. Mm-hmm. Ok. Ok. Ideea e că echipa mea, bă, echipa mea trebuie să bage înainte. Iar eu trebuie, așa. Bă, ideea e că voi trebuie să vă băgați înainte și după aia eu să vin la clean-up, știi? Na, știi. Încercați să veniți după noi, boss. Bă, ce faceți, mă? Chiar era super bine. Bă, da, Izrael l-a mai dat de multe ori ultima dată așa în pule. E zoning ult, te rog frumos. Dacă îl tragi măcar pe mine de râs. Da, oh! Te pune, bravo, coaie. Damn. Ale. Bă, hai la Trinda acum, hai la Trinda, băieți, acum. Ok? Hai, pleacă de acolo. Îl plecai și tu, Blizz, da? Bravo. Mă duc să fac dragonul ăsta sau aici? Nu, îi pândim aici. Ia ăsta dacă vrei. Ok, vor veni aici. Aici vreau să tancați mult. Nu-ți trebuie ție pentru Sibiar. Ok. A venit Nasus și la Garden Angel. E bine. Au, ce... Wow. Bună, mă, lângă perete, vă rog. Ah, ok, mersi. Bă, dă-te, mă, nu mă bloca, așa. Nu, stai că ăsta nu-i de-al nostru. Te bagă la curta. Nu. Stați, mă, băieți, bă. A, bine, mă, că vine Nasus pe aici. Morți, mă, de dragon. Veniți, mă, încoa. A, e ok. Hai, băgați-vă. Până acolo, aaa, are baron buff și se duce înainte. What, ce dracu, de ce mi-am... Așa, nu, m-a interesat doar să-mi distrugă nimic. Ce pula mea durează mea ceasă de mult. Ok. Ia, acum trebuie să-mi pinge și voi mei. Bine că am furat hipernalul. Ia, bravo. Yuri, nu vrei să... Dă-mi tu le. Nu vei blupa pentru CR? Da. Poți să-mi dai, dar nu... Adică, oricum mi-au reset, you know, pe și am cooldown mic. Bă, mă întrebează. Hai veniți cu aia, iar... Sunt fighturi de-astea, am pulea, dar hai să prindem o dată fără Nasus. Hai ideea. Ok, l-am scos pe ăla. Acum hai să-l scoate și pe ăștia. Nu, bă! Mamă, că-ți cu tare. Ah, what? Stai, ah, lol, uite de gileam. Ok. Eram, credeam care i-ar fi. Nu, mă, no. Ah, shut. Nu te morci, mă. Bă, lăsați un like acolo la live pentru faza aia. Mi-au rupt mâinile la faza aia. Cred. Faza aia, mi-au rupt mâinile la
poartă în baron. Auzi. Bă, trebuie să mai ușor cu tine. Am aici. Tu te la mine? Ia vi dau futus morții, mătii. Vi dau futus morții, mătii. Vezi că vine și el drag. Am uitat. Da, patru. Iar o ultă de drag. Da, nu înțeleg copilașul ăla ce dracu face. Bă, te nimerește. Da, bă, ce dracu durează așa de mult. Cred că trebuie să luăm baronul și după aia o să dăm end. Cred. Stai că dă vecina. Nu pe aia. În direcția aia. Da, așa cum l-acolo. Doamne. Nu uitați, dați câte o like, băieții, vă abonați, donați 4.000 de euro și cam aia e tot. Da, da, slowly, adică gen, da, țin el și dacă se întorc la noi, îi batem. Slow, băieți. Ok, hai, nu, nu, bă, cineva tank în fața mea, nu mă lăsa singur. Gata, gata, gata. Băgame. Okay. Hai, blițule, hai blițule, hai blițule. Trage. Bă, asta mai avut-o. Ah, shit, whatever. Bă, care l-ai aruncat, bă? Nu eu. Nu. Mai trollan, bă, Trisana, bă, hai turnești. Bă, rău de tine. Deci dacă le stai acolo era super bine. Ai. Gata, da, surrender. Clap în chat. Clap în chat, băieți. Da, mi l-a aruncat acolo, mă, și pula mea a rămas singur. Bă, pula mea, hai. CDF. CDF. Nice. Pula mea, hai. A fost greu. Da, pe Pega a fost faza. Hai, n-am nimic cu băieți, dar nu trebuie să mi le arunce, mă, că dacă nu arunca, mamă, ce bine era, că rămânea gen acolo și am pierdut foarte mult timp și până am ajuns eu, el s-a respawnat, înțelegeți, că așa am lăsat dagger acolo sub el și dădeam full damage, instant, aia era chestia. Da, dar ok, îmi place Catarina Concoro, chiar am rezistat super mult, nu cred că ajungeam până minutul ăsta cu altceva, chiar e wow. Uite, îi dă-ți nu zici Sana Honor să nu se supere. Hai. Hai, frate meu. Se întâmplă. CDF. Mi-a venit cu Die Hard. Da, nu, îmi place foarte mult sustain-ul pe care ți-l dă. Serios. 4000 heal, for fuck's sake. Gen... Tu joci pe om 3 sau te confund? Nu, mă joc pe om 3, da. O, băieți, gen, fiți atenți, după Paște o să... Nu, n-am delay. După Paște o să fie așa. Vor fi live-uri super lungi pe YouTube, gen de 4 ore, 4 ore jumate, pentru că nu o să mai facem pe StreamCraft. După aia vor fi videouri în fiecare dimineață, deci mă aștept la super multă lume și vă aștept pe toți acolo, înțelegeți? S-a văzut clar că-s mort, da, nu mai scrieți acum, s-a văzut clar că-s mort de oboseală, sunt ultimul rupt, băi, de oboseală. Eu o să vreau să mă retrag sincer pe meeting, dar v-aș întreba cine intră sau astea, dar n-ați intrat nici data trecută, adică 10-15 oameni, you know? Dacă vreți, eu pornesc live cu Metin, ascult manele, toate căcaturile acolo, sincer să fiu, n-am nicio treabă, mă joc. Dacă vreți, bine, dacă nu, na, nu știu ce să zic. Știi? Vreți voi să intra? Nu, eu îl pornești, dar iar nu o să... Na, iar nu o să... Adică nu o să intra, știi?
Nu la plug DJ, că se bagă tot felul de căcaturi, Edi. Și nu vreau să ascult ceva să mă joc. Da, cum vreți voi. Dacă vreți să vă uitați, o să, uite, pornesc live-ul. Aveți link-ul de la canal în descriere, cele vreau pe 48 sau ceva în genul, da, mă joc așa chill. Ia uzi, deja a dat cineva. Ok. Bă, ok, eu pornesc live-ul și vedem cine intră, ok? Hai. Eu vă aștept pe live, să vedem cine intră. Aveți linkul de la canal, vreți să căutați Take My Fury Mate noi. Sunt curios din 60 de persoane câți intră și câți stau, ideea că nu că intră acum, dar nu prea stă lumea. Da, na, dacă vreți, eu pornește. Da, nu. Ok, hai că pornesc, da? Hai. Îți dau bani peste tot, Eddie, și îmi bag pula și măta și gata. Wow, mare chestie. Dai seama. Ha! Rai bai Cătălin Talent. Aia, da. A, să mor tu! Cătăline, mâncați-ai pula ta, Cătăline! Frate, cu raidul ăsta, la măruță mă duc. Da, gen... așa. Unde e, mă? Bun. Da, ideea e că a făcut ai deja când închid. Ai, băiți. Vă pup. Aveți link-ul de la celălalt canal și mutăm live acolo, ok? Hai, vă pup, pa, pa!